Napolitanele cu ciocozolată. Repede, repede. Gata, am revenit. Despre ce vrei să ne vorbească astăzi? Mă gândeam la modul de fabricare al napolitanelor în Evul Mediu și mi-a trecut prin cap o idee. Ce idee? Mi se pare că napolitanele se făceau într-un mod foarte asemănător cu clătitele. Cu clătitele? Da, cu clătitele. Și m-am gândit ca astăzi să-l rugăm pe Zimi să ne vorbească despre clătite. Cea, bună idee! Chiar! Îmi plac foarte mult clătitele, mai ales dacă sunt umplute cu cremă de ciocozolată și... și eu aș fi curios să aflu care este istoria lor. Păi atunci nimic mai simplu, 3-3 și Zimitat! Da, iți, pe recepție, ca de obicei. Inițiază secvența de căutare cu subiect... clătitele. Inițiez secvența de căutare cu subiect clătitele. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor. Suntem gata! Te ascultăm! Când au fost făcute primele clătite? Să nu-mi spui că de egipteni. Nu, Biții, de această dată nu. Oamenii sunt obișnuiți să mănânce clătitele la desert umplute cu diverse gemuri sau cu ciocolată. Ciocozolată! În lume însă, clătitele sunt considerate aperitive, uneori chiar și fel principal de mâncare, în funcție de umplutură. Din această cauză au devenit populare în întreaga lume, începând cu secolul al XV-lea. De atunci datează cea mai veche rețetă de clătite redactată în limba engleză. Deci, cea mai veche rețetă de clătite în secolul al XV-lea. Gata! Am notat! Clătitele se fac din făină? Pentru prepararea clătitelor, Iții, în majoritatea țărilor este folosită făina de grâu. Însă, în Polonia sau în Germania, se prepară și clătite din cartofi. De asemenea, în Egipt, Canada sau Statele Unite ale Americii, sunt folosite drojdia sau praful de copt pentru a face clătitele mai pufoase. În Franța s-a dezvoltat o adevărată industrie a clătitelor, aici existând restaurante specializate, unde se pot consuma aceste preparate cu cele mai diverse și mai sofisticate umpluturi, de la dulceață până la fructe de mare. În Canada și Statele Unite ale Americii, clătitele sunt servite la micul dejun și pot avea diverse umpluturi. Pentru olandezi, clătitele sunt foarte populare la cină, existând chiar și restaurante specializate care le servesc la masa de seară. Spune că pot avea diverse umpluturi? Cum? În afară de ciocozolată? Da, Biții, pot fi umplute și cu carne, și cu ciuperci, și cu brânză. Este vorba despre imaginație aici, să știi. Da, nu știu dacă mi-ar plăcea clătitele umplute cu carne. Umplutura poate varia de la gem de căpșune, cireșe, caise, la cremă de ciocolată, cremă de vanilie. Clătitele umplute cu înghețată sunt așa mai de fițe, cum s-ar spune. Sunt ușor de făcut. Aluatul este același, numai că sunt umplute cu înghețată. Se pun 2-3 cupe mici de înghețată pe fiecare clătită, iar apoi se rulează. Și se adaugă pe deasupra, bineînțeles, sos de ciocolată. Ciocozolată! Numai că problema ar fi că trebuiesc mâncate foarte repede, imediat ce au fost preparate, pentru că este lesne de înțeles că altfel veți rămâne fără umplutură, înghețata topindu-se destul de repede. Ce poate topi? Rămâne ciocozolată! Numai la ciocozolată ți-e gândul! Așa e! Pe lângă umpluturile din gem și dulcețuri, carne și pește, clătitele mai pot fi umplute și cu fructe. Cel mai populare sunt bananele, această umplutură fiind preferată de nord-americani. De asemenea, mărul amestecat cu nucă și scorțișoară poate fi și el considerat un amestec delicios pentru a umple clătitele. Da, salivez, nu mai pun atați. Există și sărbători ale clătitelor. Stai! Sărbători ale clătitelor? Da, Biții. În Marea Britanie, de exemplu, în Marțea Grasă, ar veni în România lăsata secului, se prepară și se mănâncă în mod tradițional clătite.
Această zi cade în fiecare an între 2 februarie și 9 martie, în funcție de data la care se sărbătorește Paștele. Ziua clătitelor are loc chiar înainte de începerea postului, în marțea de dinaintea Miercurii Cenușii. Postul durează 40 de zile, perioada în care creștinii trebuie să se spovedească pentru a le fi iertate păcatele. Ziua clătitelor este momentul cel mai potrivit pentru englezi de a se înfrupta din acele alimente care le vor fi interzise pe perioada postului, laptele, ouăle sau untul. În marțea grasă se organizează în scopuri caritabile întrecerea clătitelor, la care participă chiar și membrii ai Parlamentului Britanic. Clătite cu ciocolată? Dar să știi, Biții, că și în România există un asemenea festival. Serios? Al clătitelor, foarte serios, Biții. În fiecare an, în localitatea Moneasa din județul Arad, are loc un festival al clătitelor, unde vizitatorii pot degusta o mare varietate de clătite. De asemenea, organizatorii pregătesc multe concursuri atractive. Una dintre aceste competiții a fost alegerea celui mai bun aruncător de clătite. Unul dintre participanți a aruncat clătita atât de sus, încât aceasta s-a oprit într-unul dintre cei mai înalți brazi. De asemenea, ca și în celelalte ediții, va fi ales cel mai bun bucătar care prepară clătite. Să arunci clătitele în sus? Pare a fi foarte distractiv. Mi-am notat? Acum mă voi retrage. Da, Iți, acumulatorii, trebuie să-i reîncarc, n-am încotro, trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biții, ne reîntâlnim data viitoare. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere! La revedere, Zimitot! Fugărite, ozvârlite și apoi împăturite cu carne sau ciocozolată. Este vorba de clătite aruncată, aromată, în tigaie, așezată, umplută cu ciocozolată. Aoleu,